Când ești online, poți face o grămadă de chestii interesante. Totuși, folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești internetul în siguranță. Uau, ce tare! Am fost selectat să încerc un plasture care îmi dă voie să respir sub apă fără echipament de scufundare. Tot ce trebuie să fac e să trimit 10 euro pentru transport. Vai plăti? Înainte să iei cardul și să plătești, întreabă-te dacă informațiile sunt reale sau false. Verifică informațiile pe altă pagină de internet, dar mai ales întreabă un adult. Tati, nu te lăsa păcălit de mesajele false. Dacă un site, un mail sau o reclamă oferă ceva ce sună prea bine decât să fie adevărat, cum ar fi șansa de a câștiga cei mai mulți bani de pe planetă, întotdeauna e prea frumos să fie adevărat. Eu, de exemplu, când văd o reclamă tentantă, mă duc să vorbesc cu mami, doar ea are cardul. Ține minte, întrebările tale sunt instrumentele de încredere și te ajută să te ferești de excrocherii. Când pui întrebările potrivite și verifici sursele, vei obține informații utile și te vei proteja de excrocherii. Am stat cam mult pe ecrane azi și cam e puțin foame. Mă duc să-mi fac un sandwich.